Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții Candidat. Invitatul nostru din această seară este domnul Marin Livădaru, candidat independent pe circumscripția uninominală 3. Domnul Livădaru, bună seara și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Vom începe în forță din capul locului sau din capul emisiunii. De ce cam ați dispărut o perioadă atât de lungă din câmpul politic al Republicii Moldova, domnule Livădaru, și ce v-a determinat anume acum să pășiți în forță? După mișcarea protestatară din 2015-2016, sincer am fost dezamăgit, pentru că am fost printre cei care eram în piață și credeam că, într-adevăr, acum avem o șansă unică să alegem... Vorbim de mișcare protestatară, vă referiți la mișcarea care s-a transformat în Partidul Demnitate și Adevăr? Da. Și, respectiv, am crezut foarte mult în promisiunile atunci a conducerii mișcării, că ei nicicum nu au de gând să devină politicieni și, mai mult ca atât, ne-au dat anumite promisiuni că vor susține Partidul Societății Progresiste. Și a fost probabil o naivitate de mea și am intrat într-un joc cinic politic unde am fost utilizați, folosiți sub pretextul că noi suntem politicieni și nu avem dreptul să apărăm pe scenă în marea... Despre anume această abordare a lucrurilor, insistenții de implicare și a dezvolta anumite proiecte politice, vom tinde a desfășura subiectul mai în jos în emisiunii. Revenind la întrebare, de ce anume acum? Este ceva de vreme? E o foarte bună întrebare și cu mare plăcere vă răspund. Eu, ca atare, am fost dezamăgit totalmente. Chiar trebuie să recunosc că am fost într-o o anumită depresie ca un cetățean responsabil, pentru că n-am așteptat această trădare și eram gata să mă reîntorc înapoi în Germania. Dar mi-a fost incomod față de mulți colegi din partid, la care la formarea partidului în 2014 le-am promis că voi lupta până la capăt. Și respectiv, când am început să mă confrunt cu apelurile colegilor de la Cahul, de la Ungheni, de la Iedineț, de la Belz, de la Chișinău, că domnul Livădaru, doar ne-ați promis, dumneavoastră sunteți inițiatorul acestui partid și acum ce, vă retrageți înapoi în Germania? Și având această responsabilitate, le-am promis că totuși voi candida. Și am făcut o vizită în aceste raioane, la organizațiile teritoriale pe care încă le-am menținut, am reușit să le mai menținem în partid. Și văzând echipa de la Iedineț, care m-a convins că este o echipă puternică, am dat acordul să particip în calitate de candidat independent la moment, din cauza că partidul nu are capacitate nici umană, dar nici financiară, să participe constructiv și eficient la aceste alegeri parlamentare. Dar vreau să subliniez. Noi, ca tare, eram adepții de boicotare a alegerilor, fix așa cum am... S-au mai și pronunțat, de fapt. Noi suntem unicul partid care alegerile locale din 2015 le-am boicotat. Am crezut în conducerea mișcării atunci protestatare, care a venit la noi cu un apel să boicotăm. Și noi eram un partid nou, construit, format. Am avut organizații teritoriale puternice și noi am putut să participăm cu succes la alegerile locale din 2015. Dar noi atunci am făcut un pact cu mișcarea civică și am boicotat aceste alegeri. Și fix așa vroiam să boicotăm inclusiv și aceste alegeri parlamentare, care sunt sigur, și acum ne convingem cu toții, că sunt fraudate, sunt cinice. Și eu deja știu precis, credeți-mă, că va fi un val protestatar după ce vor fi anunțate rezultatele. Da, comunica în exemplu, dacă trecem pe acea filieră a fraudei unui scrutin electoral. Desigur, noi... vom fi martori la mai multe fraude, ele deja sunt evidente, sunt foarte multe probe deja față Comisia Electorală Centrală cu regret, ignorează cu regret toate probele care sunt puse de opoziție, am în vedere în primul rând de blocul acum și de alte partide sau candidați independenți. Eu pur și simplu am dat acordul să particip, să dau un exemplu ce înseamnă cu adevărat un candidat independent imparțial. Asta e tot. Eu nu cred în guvernarea actuală, dar nici nu cred în eu personal. Nici nu cred în opoziția acum. Și sper că voi fi auzit cu argumentele mele
mai întâi de toate la circumscripție unui nominal de la Edenes și sper, iată, prin intermediul așa posturi televiziune cum ar fi TVC21, să conving și la nivel național societate că am dreptate. Domnule Vădar, dar dumneavoastră credeți în comerțul politic și cumpărarea acelor candidați independenți care vor lua un scor bun la alegeri de către acele forțe politice existente în acest câmp de organizare în Republica Moldova? Și dacă probabil ați avut anumite discuții anterior decizii de lansare în această cursă cu careva reprezentanți anumitor partide forte în Republica Moldova? Erau mai multe oferte, dar ce înseamnă cred eu sau nu cred? Astăzi, dacă ne uităm la nivel global, Republica Moldova pur și simplu reflectă valorile politicienilor ori în Statele Unite, ori în Rusia, peste tot aceeași situație. Politicienii, peste 90%, cu regret, pur și simplu se vând. În spate au anumiți, așa noi numim oligarhi, din ce cauză? Pentru că aceștia sunt agenți economici care au activitate la nivel macroeconomic. Dinși îi interesează numai sursele de monopol în anumite domenii și respectiv pentru a avea această susținere politică, ei finanțează anumite partide, dar pe urmă, ulterior, condiționează aceste partide să le deservească, să-i deservească. Și această practică de 28 de ani, noi deja o practicăm în Republica Moldova, avem cu regret politicieni deja iscusiți, care sunt actori adevărați, ei nu sunt politicieni, au devenit actori care vorbesc convingător, simpatic în fața publicului, dar din spate au aranjamente tăcite cu anumiți antreprenori și când vin la putere, respectiv, pur și simplu îi deservesc și îndeplinesc poruncile, ceea ce nu sunt politicieni independenți. Dar un interes crescut ar fi din partea Estului sau Vestului pentru a dezechilibra organizarea în echilibru a politicii în țară? La nivel geopolitic global, desigur că e evident, astăzi sunt patru forți mari. Este, în primul rând, forța cea mai principală globală este Statele Unite ale Americii, este China ca oponent și, la nivel continental, este, desigur, Uniunea Europeană și Rusia. Iată, între aceste patru forțe geopolitice, astăzi, se petrece lupta și așa țări mici cum este Republica Moldova este unul static în această luptă și pe teritoriul Republicii Moldova noi vedem că taberele noastre politice ușor se dau influențate unele de politica externă a Rusiei, alții de politica externă a Uniunii Europene, alții de politica externă a Statelor Unite. Mai puțin desigur că de China. China e prea departe și chinezii mai mult le dau prioritate în zona de influență a Rusiei așa aș spune, partenerului afiliat în Consiliul de Securitate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, care este Rusia. Pentru că China cu Rusia mai mult cooperează, ei au alianță și au acorduri și înțelegeri între ele, de susținere reciprocă. Bine, dumneavoastră, în perioada aceasta în care mai puțin v-ați implicat în politica autohtonă, ați fost observator a modului de organizare politic în alte țări. Revenind la câmpul politic al Republicii Moldova, avem o societate foarte fragmentată. Fragmentată din punctul de vedere a deja bulversării alegătorului și mai ales fragmentată din punctul de vedere a imperativelor politice. Pe de o parte este acel vector pro-european, pe de altă parte pro-euroasiatic. Mai este și pro-NATO, mai este și pro-unire, și mai nou și pro-Moldova. Pentru Republica Moldova, la ziua de astăzi, ce este de fapt necesar oportun ca să se crească, să se fundamenteze și să se dezvolte? Și de fapt, dumneavoastră, pentru ce vector geopolitic sunteți? Nu uitați-vă, eu am 47 de ani, între care 20 am trăit în calitate de cetățean și antreprenor în Germania și în Elveția. Nu ascund de nimeni, ba din contră mă mândresc, sunt cetățean la două țări, a Germaniei și a Republicii Moldova. Mă mândresc mai mult că am reușit să mențin cetățenie Republicii Moldova, că în Germania nu este așa de ușor să ai dublă cetățenie. Și ca un practic... La noi mai nou poate fi și cumpărată. Ca un practic, din 91 până în 2010 am locuit permanent în Germania. Și desigur că am preluat de acolo foarte multe valori
Am preluat foarte multă experiență pe care vreau să o aduc și să o implementez, să ajut să fiu de folos în Republica Moldova. Republica Moldova are o șansă unică. Eu văd această putere descentralizată în Europa, cum ar fi în Elveția cu 26 de cantoane sau cum ar fi în Germania cu 16 pământuri federale. Și unde cetățeanul, în primul rând, este cointeresat la nivel descentralizat, local, cum să-și gestioneze fondurile financiare și fiscale. În primul rând, descentralizarea asta înseamnă de a gestiona autonom sistemul financiar și fiscal. La noi încă despre aceasta nu se vorbește. La noi se vorbește despre descentralizarea administrativă, dar nu se vorbește despre descentralizarea fiscală și financiară. Asta este important. Și fiind convins că un stat adevărat, care un cetățean adevărat, independent și competent, el niciodată nu se va preda iar într-un sistem centralizat, dependent de Moscova sau dependent de București. Un moldovean adevărat competent, care deja cunoaște prin practică ce înseamnă o viață în societăți democratice transparente, el se va lupta pentru independență. Dar acum vreau să vă mai duc încă câteva argumente importante. Și da, vorbim de independență. Avem mai bine de 27 de ani de independență. Ce a schimbat atunci? Noi, în primul rând, am fost o societate fragedă. Noi n-am știut ce înseamnă sistemul capitalist în 1991 la destrămare. Noi n-am știut de aceasta. Noi am mers mai mult pe spirite emoționale, literatură, să ne reîntoarcem la cultura noastră românească. Și din cauza aceasta am intrat dintr-o dată în emoții și am început noi, ca cetățeni pe interior, din cauza sărăciei, să ne luptăm unii cu alții. Și dintr-o dată ne-am divizat în două tabere. Tabera pro-rusă și tabăra pro-română, dar nu ne-am concentrat la economie. Ceea ce o fac, ca exemplu, elvețenii. Ei au oferit toate dezbaterile pe principii naționale și s-au concentrat la o economie. Și iată, poftim rezultatul. Iată, noi avem o șansă, odată și odată, să ne concentrăm în primul rând la economie și atunci automat se vor rezolva și problemele, inclusiv cele culturale, cele etnice. Și vom respecta, ne vom respecta unii pe alții. Nu, nicio problemă aici. Eu nu văd. Dar, cu regret, noi n-am avut încă fericire de politicieni responsabili. Foarte diplomat răspuns, dar tot nu este clar. Sunteți pro-Moldova? Din cauza că acest deja brand nou pro-Moldova i-a părținit deja Partidului Democrat, aș dori să evit să mă exprim că sunt pro-Moldova. Dar adevărul este că da. Eu întotdeauna am fost adeptul Republicii Moldova ca un stat independent și suveran, ca o națiune independentă. Sunt pentru aceasta și mă lupt, fac tot posibil. Noi nu trebuie să avem hotare nici cu Ucraina, nu trebuie să avem hotare nici cu România. Noi trebuie să fim ca în Europa, Uniunea Europeană, cum este, ca exemplu, Germania, fiind foarte tare afectată de rezultatele al doilea război mondial, dar totuși această națiune a reușit astăzi să nu aibă hotare nici cu Polonia, nici cu Franța, nici cu Austria. Cu toți vecinii săi n-au hotare. Și totodată se mențin cultura. Iată, la noi, cetățeanul din Republica Moldova, sărmanul, el nu înțelege. El nu înțelege că lui trebuie pur și simplu libertatea să nu fie reținut la hotar când se duce în România sau când se duce în Ucraina. Și el asta crede că depinde dacă noi predăm puterea unui centru, cum ar fi la București sau cum ar fi iarăși de nou la Moscova. Ceea ce evident e o greșeală. Și cum vedeți dumneavoastră atunci o Republică Moldova fără hotare în contextul unui indice imens crescut a corupției sistemic? Nu, în primul rând noi trebuie să educăm cetățeanul de rând, ordinar. Ce înseamnă transparența decizională? Noi trebuie să ne ferim când auzim un politician care vine cu apeluri, iată, este secret de stat. Dar dacă 27 de ani nu au fost suficiente, cât ne mai trebuie atunci? Când apare un politician irresponsabil cu apeluri, iată, este o decizie secret care noi trebuie să o... Noi trebuie cu ușile închise să o decidem noi acolo într-o ședință de guvern sau într-o ședință parlamentară. Asta deja dă dovadă că acest politician nu este sincer cu societatea. Și asta trebuie să fie primul sunet pentru cetățeanul de rând să ferească și nici într-un caz să n-alege, să nu dea votul de încredere unui politician de așa gen. Noi trebuie să alegem politicienii care vin cu apeluri că vor asigura la 100% transparența în cadrul decizional, ori în cadrul Parlamentului legislativ, ori în cadrul executiv a Guvernului.
iată așa, plicenul trebuie să alegem. Și, desigur, competență. Fiecare trebuie să fie competență. Și suntem gata să ne asumăm o schimbare de cadru, schimbare de cadre, pentru că este prea puternic înrădăcinat acest fenomen al corupției, care deja profund curge pe venele multor cetățeni și pe fondul cărora pierdem din calitate, randament și încredere față partenerilor străini. Eu particip personal pentru a da un exemplu, de a vorbi și de a discuta constructiv ce avem de făcut. Nu vreau pe nimeni să critic. Pe nimeni din tabăra guvernului, pe nimeni din tabăra opoziției. Pe nimeni. Eu vreau constructiv să propun că cetățenii să audă atent și să înțeleagă ce avem de făcut. În primul rând, simultan, paralel, noi trebuie să facem două reforme în țară. Noi de 28 de ani, prin intermediul legal a codului de muncă, noi ținem cetățenii în robie. Noi suntem cea mai săracă țară prin principalul obstacol legal, asta este salariul minim, care este în codul de muncă stipulat. Noi plătim 15 lei pe oră cetățean, prin lege. Cum doriți dumneavoastră să motivați agenții economici să plătească salarii mari, dacă legea le permite să angajeze cu 15 lei angajatul său, în loc să angajeze cum în Germania, prin același cod de muncă, dar numai cu 170 de lei. În Germania, 9 euro este salariul minim pe oră, preconizat prin lege. Acum, unii agenți economici dau o întrebare. Dar de unde eu am să am bani să plătesc așa salarii mari, câte 10.000 de lei minime, impozabile, pe lună? Eu am un răspuns. Dragul meu agent economic, fix așa, ca un stat, ca un politician responsabil, vei fi protejat, pentru că noi, simultan, paralel, trebuie să dezvoltăm un sistem financiar transparent și puternic sustenabil. Noi trebuie să avem o bancă de dezvoltare a Republicii Moldova care acordă credite pentru agenții economici cu rată de dobândă zero, fără a implica gajurile terțe care n-au nimic comun cu afacerea. La noi, în Moldova, de 28 de ani, noi practicăm un sistem financiar corupt care cere permanent la agenții economici o supragajare cu gajuri terțe. Ca exemplu, cineva vrea să construiască o uzină, o întreprindere. Banca ce cere lui? Dă-mi gajuri, apartamente, casele. Ce are casa, apartamentul cu, ca exemplu, cu o fabrică? Poftim, eu îți dau un credit, dar îmi punem în gaj fabrica, dar nu punem în gaj apartamentele și casele tale. Și se primește că la noi sistemul financiar parazitează pe nefericirea agenților economici. Asta este o problemă gravă. Și pe de altă problemă, eu prin propria practică de 8 ani în Republica Moldova, vă dau exemplu. Eu nu pot fi un agent economic cinstit. Știți din ce cauză? Pentru că dacă eu voi fi un agent economic cinstit față de angajații mei, eu voi falimenta două zi. Cum să le plătesc eu agenților economici pentru aceeași muncă câte 10.000 de lei salarii, dacă alți agenți economici plătesc câte 2.500-3.000 de lei? Eu nu voi fi competitiv pe piață. Asta este o problemă foarte gravă. Pentru că avem așa un procent mare de șomaj, asta este o problemă foarte gravă. Și oamenii sunt gata la tot. Și nu sunt credite care pot să le atrag și să-mi dezvolt așa afaceri. Și din cauza asta nu trebuie să ne mirăm că nu avem nici investiții de la investitori responsabili și investitori cinstiți. Mulți investitori doar care vin, doar ne uităm, ei numai vin să ne prădează, să exploateze forța ieftină de muncă. Și ignorează, ca exemplu, haideți să ne uităm realistic. Cum poate o familie să dezvolte viitoarele generații copiii săi cu salariul de 3, 4, 5 mii de lei? Cum? Dacă numai un studiu civilizat costă 1.000, 1.500 de lei lunar. Cum unui copil? Și despre asta nu se discută. Dar pe atât, primă ce trebuie de făcut și într-un mandat, nu de 4 ani, dar în primii 2 ani, este realistic de reformat codul muncii pe de o parte și de creat un sistem financiar despre care l-am descris. La capitolul mandat, interesul dumneavoastră personal ar fi ca să accedeți în viitorul Parlament după alegerile din 24 februarie sau ar fi o sondare a terenului pentru alegerile locale din primăvara anului? Eu îmi fac în primul rând datoria morală față de colegii care au venit cu un apel totuși să candidez. Da? Și desigur că vreau să utiliz această șansă ca o tentativă, ca o încercare să reanimăm Partidul Societății Progresiste, care cu regret s-a divizat și a fost utilizat de
În primul rând, Partidul Demnitate și Adevăr, mulți dintre ai noștri colegi susținători au trecut binevol în campania cea protestatară. Noi am crezut că vom crea un bloc unic comun și eu nu regret de aceasta, pentru că îi respect în continuare pe foarte mulți colegi care astăzi îi regăsesc ori la PAS, ori la Demnitate Adevăr și îi simpatizez în continuare, dar nu pot să împart viziunile, deciziile secrete, tăcite a conducerii acestui bloc. Da? Nu vreau să numesc pe nume. Astăzi nu vreau să intru în anumite contradicții, pentru că mai am o speranță Dumnezeu să vadă corectitudinea mea, să poate spre ei un exemplu și să avem o șansă, în caz de succes voi nimeri în Parlament, să avem un subiect de discuții comun. Să putem negocia, ca exemplu, da? Un program de dezvoltare pentru Republica Moldova. Dar dacă voi vedea în continuare așa manipulări la care am fost martori, cu toții, din 2015-2016, atunci am să fiu nevoit în continuare să rămân singur în acest Parlament și să mă lupt. Bine, cu această subscriere, zic să luăm o pauză de publicitate, după care să revenim la discuțiile noastre din această seară. Publicitate, dragi telespectatori. Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după publicitate. Readucem aminte, în platoul emisiunii Candidat de această seară este domnul Marin Livadarul, candidat independent la circunscripția 3. Bună seara încă o dată, domnul Livadarul. Bună seara. Pentru că până la publicitate ați dat câteva replici tangente la blocul acum, voi tinde să vin și cu o întrebare îndată după această pauză. Revenind iarăși la activitatea dumneavoastră politică, mai ales anterioară, și cum se explică faptul că anterior, da, ați început o cooperare cu acea mișcare care a trecut în platformă, care a trecut în partid și așa mai departe, care acum o vedem la un scrutin parlamentar și în raport cu sondajele au și un indice destul de însemnat. Că sondaje reale, că nu sunt sondaje reale, asta nu încercăm să dezbatem această seară. Întrebarea era de ce ei au și reușit. Dar partidul dumneavoastră, Partidul Societății Progresiste, da? Am vrea să ne comunicați de ce nu a apărut în sondaje, nu s-a resuscitat până la venirea dumneavoastră acum, poate prin prisma altor opțiuni care să-l și reprezinte. Și da, ce avem la ziua de astăzi în acest partid? Partidul Societății Progresiste astăzi este reprezentant de câteva sute de persoane care au rămas, cum am vorbit deja, și care au primit o decizie că după alegerile parlamentare noi vom convoca congresul extraordinar și vom încerca să alegem o conducere nouă și să participăm la alegerile locale care sperăm că vor avea loc în mai 2019, anul curent. Asta este obiectivul nostru, dar acum, temporar, am primit decizia ca partidul să nu participe în această campanie electorală. Noi aproape jumătate de an purtam negocieri cu mai multe partide, cu mai mulți lideri, să încercăm să boicotăm aceste alegeri. Și fiind convinși că ori dacă participăm, noi legitimăm guvernare. Da? Și cu regret n-am fost auziți de liderii de opoziție. Mai mulți lideri, ca exemplu, partidul nostru era tot de opinie să boicoteze. Mai multe partide erau de opinie. Chiar erau gata să boicoteze și partidul PLDM, din aceea ce eu cunosc. Dar liderii de la PAS și de la Demnitate și Adevăr au decis, independent, sinistătător, totuși să meargă și au ignorat apelurile noastre. Motivele le-am înțeles, argumentele le-am înțeles. Nu vreau să le critic, pentru că sunt argumente obiective, ca exemplu, da? Din ce cauză? Guvernarea, plus să audă și telespectatorul. Guvernarea a scos pragul minim de validare a alegerilor și, respectiv, astăzi poate să participe la aceste alegeri numai 10% din cei cu dreptul de vot și asta înseamnă că ei cu 10% vor reprezenta Parlamentul pentru următorii 4 ani. Ca un mandat. Și asta este un nonsens. Din punct de vedere democratic, desigur că este o încălcare gravă. Și mă miră în general că nu auzim o critică mai dură de la partenerii noștri externi, din primul rând la Uniunea Europeană. Nimeni parcă
recunosc și permit aceste alegeri. El din start s-au compromis aceste alegeri, nici nu trebuiau de petrecut. Pragul minim este de o treime. Dacă o treime din societate nu participă la alegeri, și asta trebuia să fie stipulat în continuare în codul electoral, respectiv și în toate regulamentele. Dar ele au fost modificate, Curtea Constituțională ne permite, cu regret, cu mare regret, și cei din opoziție, conducători, au venit cu aceste argumente și spune, dacă nu participăm, se va primi, prin așa numite legi, legal, cu o minoritate de 10-15%, guvernarea se va menține la putere. Totuși, trebuie cel puțin să participăm, pentru că prin acest scrutin vom da dovadă, vom pune obstacol și îi vom pridim în propria lor capcană, dacă participăm. Am înțeles argumentul lui doamna Maia Sandu, o respect și i-am spus, bine, doamna Sandu, dacă, pentru că la boicot ori toți trebuie să participe, ori nimeni. Dacă să nu se primească, cum am rămas noi singuri la alegerile locale din 2015. Și, cum am vorbit deja, fiind total dezamăgit de politica din țară, eram aproape, trebuie să recunosc încă o dată, că eram pe duc înapoi în Germania. Dar am rămas, corect, nu corect, viitorul ne va demonstra. Cu abordare foarte voalată și diplomată, în urmă ne-ați răspuns la întrebarea pe care și-am dat-o, dar în reformulare voi și reveni. De fapt, care este la ziua de astăzi, atunci, relația de dialog cu domnul Andrei Năstase și cum s-a început cooperarea, care a fost motivul de rupere a luptei de comun, așa, pe acele valori care le declarați cândva comune și necesare Republicii Moldova? Permiteți-mi să mă abțin acum de a descrie, pentru că nu vreau să lovesc nici într-un caz în liderul Andrei Năstase, pentru că se primește că automat lovesc în blocul acum, ceea ce nu doresc. Eu tare mult respect pe majoritatea colegilor pe care îi regăsesc în blocul acum și dacă voi lovi în Andrei Năstase, automat voi lovi și în bloc. Nu vreau aceasta. Ce am eu personal cu domnul Andrei Năstase, eu sper că într-o bună zi vom avea oportunitatea în cadrul unei ședințe cu participarea mai multor colegi să vorbim despre adevărul care s-a întâmplat în 2015. El acum se află pe un munte foarte înalt de fericire, de recunoaștere, se bucură de popularitatea societății și este probabil orbit de această putere și ca un taur vede astăzi numai roșu. Oricare care are capacitatea, curajul să intervină cu o critică independentă. Și nu vreau nici într-un caz să fiu cumva identificat, pentru că dacă îl critic, îmi permit și am curaj undeva, printre altele, să-mi permit să-l critic pe domnul Andrei Năstase, înseamnă că eu susțin cumva pe cei de la guvernare, îl susțin pe domnul Plăhătniuc sau pe domnul Dodon, nemai vorbind de domnul Șor, care trebuie desigur că tras la răspundere, băiatul acesta trebuie să stea la pușcării și toți banii trebuie să fie reîntorși în bugetul național și toți complicii trebuie să fie tot la fel trași la răspundere. Asta este tot o poziție fermă, nu numai a mea personală, dar la toți adepții Partidului Societății Progresiste. Pur și simplu, noi nu suntem mercenari și nu vrem să devenim mercenari, pentru că unele metode de conducere într-un bloc politic nou, pe care le-am văzut la domnul Andrei Năstase, mi le amintește pe cele al domnului Filat. Da? Și noi nu vrem să fim mercenari din motive, din intenții bune să scăpăm de această guvernare, dar să devenim mercenari altui lider și să ne merim într-o dictatură unilaterală, așa cum a fost cu domnul Filat. Trebuie să exercităm pârghile și mecanismele democratice. Transparență, corectitudine și respect. Dar nu înseamnă, pentru că domnul Năstase să ce face? Cam o face ca domnul Bush. Vă duceți aminte cum declara? Who is not with us, it's against us. Cine nu este cu noi, este înseamnă că împotriva noastră. Da? Înainte de a declara război cu Irak. Ce înseamnă? Ce abordare democratică? Asta este un șantaj. Dragul meu, eu am opinia mea personală. Și dacă văd că tu nu ești capabil, transparent, public, să primești decizii, vorbești despre democrație, dar nu știi ce înseamnă democrație, eu am propus în acest bloc din 2015 să fie introdus în statut rotația. 4 ani un președinte adevărat democratic nu poate să pretinde încă pentru al doilea mandat. Și dau exemplu prin propriul partid, în Partidul Societății Progresiste. Eu am fost ales pentru 4 ani, chiar dacă n-am fost auzit de societate, dar eu nu mai am dreptul, nici măcar moral, să mai pretind încă de a fi președinte Partidul Societății Progresiste. La următorul congres,
Eu acum îndeplinesc funcția de președinte interimat. Și la următorul congres, noi suntem astăzi în căutarea candidaților noi să-i alegem. Și sperăm să-i regăsim în următoarele două luni. Da, revenind țintit direct la poziția dumneavoastră de candidat independent pe circumscripția 3, cât și în reprezentarea partidului PSP, ar fi în abreviere, da? Societății Progresiste. Aș vrea foarte scurt să discutăm și despre potențiale alianțe și în contextul existențial a politicii noastre. Cu cine dumneavoastră ați admite alianțe? Nu, în primul rând vom căuta o alianță cu blocul Alcum. În primul rând, dacă vom fi auziți și reformele noastre vor fi auzite, atunci vom încerca să semnăm un acord de colaborare, de coaliție și să participăm la guvernare. Dacă nu vom fi auziți, noi suntem foarte consecvenți, noi nu cedem, noi suntem împotriva instituției de președinte, noi suntem pentru un sistem de rotații. Noi vrem să introducem sistemul elvețian de guvernare, unde prim-ministru este ales numai pentru un an și apoi urmă este substituit. Cel mai bine și cel mai bun exemplu asta este Uniunea Europeană. Acum suntem martorii cum România, ca membru a Uniunii Europene, a preluat pentru următoarele 6 luni guvernarea prin intermediul Consiliului Uniunii Europene, conducerea Uniunii Europene. Și acest sistem de rotație vrem să-l introducem și în Republica Moldova. Că el este unicul care ne garantează lupta împotriva corupției. Pentru că dacă menții un prim-ministru mai mult de un an la putere, ce se întâmplă? Oligarhia repede îl corupt. Și aceasta au înțeles europenii. Dar la noi politicienii toți vorbesc despre integrare europeană, dar nu înțeleg ce înseamnă democrație și rotație, care este principalul mecanism de protejare împotriva corupției. Dar și nimeni nu discută despre aceasta. Și am fost desigur cât tare dezamăgit când doi lideri la partid de noi, cum ar fi PAS sau de Unitate și Adevăr, devin președinți prin statuturile lor, statuturile lor le permit mai să nu fie președinți pe viață. Da? Dar noi, prin statut, am limitat. Este un mecanism de rotație. 4 ani și gata. Și fix așa la guvernare când vine. Președintele Parlamentului trebuie să fie ca Consiliul Europei maxim pe un an, dar de dorit pe jumătate de an. Ce se primește asta? Scandul este președintele Parlamentului și noi suntem martori cum se manipulează toată activitatea în cadrul Parlamentului. Asta este inadmisibil în secolul 21 pentru o țară care pretinde la instaurarea mecanismelor democratice. Și dimineața până în seară, orice politician auziți, îl vorbește. Democrație, democrație, democrație. Dar concret să numească prin ce mecanisme dumneavoastră aveți de gând să asigurați democrație? Și la acest capitol, care sunt mecanismele de care dispuneți dumneavoastră pentru a acționa cu acestea și a echilibra acest stat de drept, cum este și declarat și l-a creat și imun, vis-a-vis de mai mulți factori. De ce mecanisme dispuneți? Liviu, uitați-vă, eu în primul rând înțeleg foarte bine că o candidat independent în următorul parlament are foarte puține pârghii, dar prima, cea mai importantă pârghii, eu tot nu sunt adeptul de a lupta singur. Eu, desigur, caut coaliții, caut o echipă puternică și cum am exprimat, voi căuta în primul rând cu acum. Dar în primul rând, misiunea mea pe care am de gând să o implementez și să dau promisiune alegătorilor din Iedineț, aceasta este că eu am să apăr interesele cetățenilor din Iedineț, asta e în primul rând. Într-al doilea rând, am să încerc să dau un exemplu cu anumite proiecte de legi, da? Și să vin cu argumente în speranță că voi fi auzit de ambele tabere. Și această tabără care ne va auzi și va fi de acord să implementeze aceste mecanisme, rotație, descentralizarea fiscală, reforma codului de muncă, majorarea salariului minim de la 10.000 de lei în sus, neimpozabil. Asta este foarte important de reținut. Instaurarea și acestea ar fi prevederea exemplului Elveției de organizare. Desigur, instaurarea unei noi instituții financiare, Banca de Dezvoltare Republicii Moldova, care acordă credite cu 0% de rată de dobândă, redicționarea rezervelor valutare în economia națională. Rezerve valutare, doar până este o temă ascunsă. Da, dar noi avem de fapt bazin a rezervelor financiare în Republica Foarte Moldova. Foarte mare. Noi nu avem nevoie de susținere financiară din exterior, nu avem, astea sunt toate dogme politice din cauza
ori pe de o parte lipsa competenței, ori din cauza corupției, pentru că e mai ușor să nu muncești, dar pur și simplu să parazitești, să spui în fiecare zi să ceri ajutor de la Uniunea Europeană sau de la Rusia, ajutați-mă. Nu, noi trebuie să ne învățăm singur să muncim, singur să producem produse și servicii orientate spre export și să le vinem la cel mai scump preț pe piața mondială, internațională și să ne recapitalizăm economia noastră cu valută străină. Asta tot este posibil. Dar de 28 de ani, încă nicio guvernare n-a elaborat planul macroeconomic de dezvoltare descentralizat pe toate circumscripțiile așa numite uninominale, administrativ-teritoriale, pe care noi le avem în țară. La ora actuală avem 37. Și niciodată niciun guvern nu a elaborat din tăi, independent, autonom, un plan economic, macroeconomic pentru un o regiune administrativ-teritorială și, pe urmă, să o combine în una națională macroeconomică. Noi asta nu vedem. Fix așa la nivel, ca exemplu, când la alegerile locale. Eu astăzi nu mai înțeleg candidații care candidează în calitate de viitor primar, dar nu vine cu o schiță în 3D să arate alegătorilor cum vede la această localitate, ca exemplu, în următorii 5, 10, 15, 20 de ani. Ne apropiem și de modelul Danemarcii atunci, cu pașaportizarea localităților într-o a aprecia resursele disponibile, problematica și cu aceste două de comun, crearea mecanismelor de lucru de exemplu, în perspectivă. De exemplu. Și fără așa candidați, fără așa competență, noi astăzi nu putem să ne mai permitem să organizăm alegeri, nici cele parlamentare și nici cele locale. Noi, eu voi încerca să dau un exemplu de competență, bazându-mă pe experiența mea, pe practica din Germania și din Elveția, pe care o dețin. Anterior, urmărind în serie interviurile, ieșirile dumneavoastră în presă, în acea perioadă mai activă prin impunerea mesajelor politice și promovați continuu alternativa schimbării situației politice cu o nouă clasă politică care ar fi necesară, oportună spațiului Republicii Moldova. După alegerile din 24 februarie, dumneavoastră vedeți un nou parlament cu o nouă clasă politică potențială? Cu regret trebuie să vă dezamăgesc. Pentru sistemul electoral este altul. Trebuie să vă dezamăgesc. Eu m-am uitat foarte bine cine participă la aceste alegeri, în toate circumscripțiile, și eu cred că peste 70% din cei care vor avea succes și vor intra în următorul parlament, aceste persoane, noi vom avea probabil nu cel mai eficient, dar ba din contră, unul dintre cele mai necompetente, așa aș spune, echipe parlamentare pentru viitorii 4 ani. Asta este foarte regretabil, dar eu, indiferent cine nu va accesa, îi respect în primul rând ca concetățeni, n-am de gând pe nimeni să-i critic, dar voi încerca să fiu un coleg adevărat și dacă am idei într-adevăr eficiente pentru societate, să mă împart cu aceste idei. Nu vreau să pretind la aceste idei în calitate de autor, ba din contră, am să mă strădui să fiu foarte activ deputat, am să încerc să ajut colegii, voi fi disponibil pentru orice dezbatere publică, orice coleg care dacă are nevoie de întrebări sau are nevoie de a intra într-o esență mai profundă de a înțelege din ce cauză eu intervin cu așa inițiativă, voi fi disponibil, cum am vorbit deja, pentru ambele tabere. Pentru mine mă interesează, în primul rând, noi ca Parlament să fim eficienți, să nu ne demonstrăm acolo orgoliu în platoul parlamentar, cine mai bine vorbește, mai convingător, și cu asta se termine. Eu, într-adevăr, vrem să demonstrăm că noi, ca politicieni responsabili, suntem capabili fapte concrete să le îndeplinim. Știți, în business sau în mediul de afaceri este un efect. Efectul de bottleneck sau de a gâtului de sticlă. Da? De fapt, acest fenomen este înscris și în biologie, în dogma biologiei cu îngustările filologice, dar în fond, da, spre asta nu discutăm, revin la bottleneck, îngustarea aceasta. Iată, noi din punct de vedere economic asociat cu această fraudă bancară, cu acest furt al secolului, cam undeva ne aflăm în această zonă de bottleneck, da? Bine, economiștii ne comunică că avem creștere economică, până la urmă sunt acele cifre care au fost și anii anterior. Despre anii ulterior ne comunică despre scăderi, dar iarăși noi desfășurăm acest subiect.
În 2019, după aceste alegeri, noul Parlament va avea potențialul ca să resusciteze economia Republicii Moldova și poate să diminueze efectul acestui furt al miliardului prin recuperarea banilor până la urmă? Desigur că va putea și șansele există. Eu privesc foarte, încerc în orice caz, să privesc foarte atent toate declarațiile, toate mișcările, toate acțiunile guvernării actuale. Pe de altă parte, mă uit foarte atent cu ce program, cu ce inițiative vine opoziția și fiind, considerându-mă o persoană responsabilă și obiectivă, văd în ambele tabere foarte mulți viitori politicieni talentați. Ei există. Există. Și mizez, în primul rând, că voi fi susținut de acești politicieni din ambele tabere. Și voi încerca în Parlament să consolidez deputații și doresc ca, într-adevăr, nu numai eu acolo să fiu unul independent. Eu mai știu și alți candidați. Ca exemplu, în Taraclia, mai știu un candidat astăzi candidează pe care tare îl respect, o persoană extrem de progresistă, Vecislav Cuniv, ca exemplu. Da? Dumnealui este președintele de onoare Asociației IT din Republica Moldova. Da? El știe foarte bine ce înseamnă astăzi intelectul artificial, care este astăzi o temă foarte discutabilă în toate economiile. Acum la Davos e prima temă la ordine de zi care se discută. Da? Cum, ce prezintă locurile de muncă în secolul 21, ca exemplu. Da? Toate locurile de muncă monotonii vor fi restituite de roboți și de intelectul artificial. Noi trebuie să identificăm locuri pentru generațiile noi, tineri, locuri noi de muncă. Mai departe, noi avem pârghie, cum am vorbit deja, Banca Națională, care nu depinde de nimeni, este banca noastră, este independentă, suverană și această bancă, dacă va avea de finanțat un plan macroeconomic de dezvoltare, nimeni nu interzice să emite masa noastră internă națională valutară a leului pentru a finanța acest plan macroeconomic de dezvoltare. Noi nu avem nevoie. E important ca acești bani mai întâi să ducă în economie, să transforme în produse și servicii orientate spre export, pe urmă încasăm valută, cu ce putem să menținem toate sistemele sociale. Sistemul de educație, sistemul social, să majorăm pensiile, salarii la toți bugetarii din țară și toți care sunt implicați în, și depind de sistemul social. Iată, așa o abordare, eu acum, într-o formă foarte simplistă, încerc să descriu. Dar pentru aceasta trebuie de avut dezbateri largi, săptămâni întregi, chiar și luni în platouri zilnici, unde trebuie să apară oameni competenți și să discute ce prezintă importanță. Rezervele valutare direcționate în economia națională. Dar la noi astăzi ce se petrece? Banca Națională este un aspirator, colectează toată valuta, și investește niște hârtii de valori, așa numite bonduri, obligațiuni de plată a guvernelor străini. Și banii noștri se duc peste hotare, poporul nu vede, nu înțelege cum funcționează acest mecanism și de noi banii se duc la o parte. Ori așa, ori așa se duc la o parte. Noi cât de cât acum, din cauza că s-a furat din rezervele valutare un miliard, da, astăzi cât de cât populația este confruntată cu această temă de dezbatere, dar nu fiecare înțelege despre ce se discută. Și eu mă uit în platourile televizate, parcă apare experți, dar ei când intervin cu expertiza sa, singurii văd că, da, în multe domenii înțeleg bine ce s-a întâmplat sau cum funcționează, dar nu au percepere de metodă alternativă de redirecționare sau de evaluare a economiei și de emiterea obligațiunii de stat a Guvernului Republicii Moldova și unde trebuie, la ce bursă financiară trebuie deplasate aceste obligațiuni a Guvernului Republicii Moldova, mecanismul de plasare și de atragere finanțării. Pentru a fi și pe înțelesul telespectatorilor în concluzie sau ca rezumare a mesajului dumneavoastră, acești bani care însumă miliardul dispărut, așa, ar fi până la urmă hârtie de valoare sau hârtie a monedei care a lipsit din fondul, din bugetul Republicii Moldova? Uitați-vă, eu n-aș dori, pentru asta trebuie făcut o emisiune separat și de discutat separat cine a prezentat nou raportul CRO. Eu l-am studiat amănunt. Și chiar vroiam să intervin vis-a-vis de schema furtului miliardului, dacă ați putea să vă împărtășiți o poziție vis-a-vis de CRO 1 și 2, care încă nu este dat public. Peste 70% din toate fluxurile financiare s-au produs prin intermediul companiilor, toate afiliate de domnul Șor. Domnul Șor a fost operatorul, executorul
El este principala persoană. El, în general, nu are dreptul să participe în aceste alegeri. Da? Din punct de vedere, iarăși, legal, parcă da. Din ce cauză? Pentru că el este condamnat numai în prima instanță. Dar el trebuie să fie condamnat irrevocabil, de ultima instanță, Curtea Superioară de Justiție. Și, respectiv, legea îi permite să participe, din punct de vedere moral. Pe mine mă miră toți politicienii, din, în primul rând, domnul Plahotniuc mă miră. Cum vrea el să supraviețuiască, având așa o umbră? El e complice, evident. Și el, dacă vrea să salveze cât de cât încă autoritate, încă mai are o șansă dacă vă pune la respect în fața poporului pișor. Și nu va permite să joace acest tânăr cu toată societatea, ne consideră pe noi că suntem într-adevăr așa de incompetenți, că noi nu înțelegem și să ne, nici nu am cuvinte. Mi-e rușine câteodată să vorbesc și să fiu un martor la ceea ce se întâmplă. Și când mă uit ce fac procurorii, mă uit ce fac anchetatorii, mă uit ce face CNA, mă uit ce fac parlamentarii, tot ignorează. Mai dramatic mă uit când ce face mass media, colegii dumneavoastră, cât de ușor se vând și îl promovează pe ușor când pentru bani se duc și lucrează la toate posturile televiziune pe care acum el le angajează cu bani. Și, desigur, cel mai tare sunt dezamăgiți de cetățenii noștri. Doar scurt, cetățenii noștri doar n-au înțeles ce s-a întâmplat. Cetățeanul trebuie să înțeleagă, eu am să încerc acum metaforic să dau un exemplu. Imaginați-vă, vă aflați într-un local și știți că în portmoneu aveți bani pentru a vă achita cu masa pe care ați comandat-o. Și a spus, sacoul dumneavoastră l-a spus în cuier. Și iată domnul Șor se scoală, vă fură din sacou banii, da? Și dumneavoastră când vă achitați pentru masa care ați comandat-o, nu aveți bani. Și apare domnul Șor și vă spune, eu pot să vă ajut pe dumneavoastră. Eu am să mă achit pentru dumneavoastră. Și el se achită cu proprii bani. Dar cunoașteți anumite informații din acel raport Crol 2 care încă nu s-a dat public, dar unii politicieni se expun foarte și foarte la suprafață. Cert fiind că informațiile oscilează și sunt controlate într-un bazin a personalităților politice. Uitați-vă, n-am dreptul moral astăzi să pronunț nume acestor companii. Sunt zeci de companii, cum am vorbit, peste 70% da, din toate fluxurile. Scurt pe doi, cum și declara frecvent. Din toate aceste trei instituții. Dețineți informații din raportul Crol 2. Desigur, am vorbit cu experții care sunt în continuare activi în Banca Națională, care au avut acces, împreună au colaborat cu experții de la Crol, împreună au participat, știu toate detaliile. Vă asigur că pe dreptate poporul nici nu trebuie să se îndoiască. Domnul Șor este primul vinovat. Altcineva, cine a inițiat această fraudă în spate? Domnul Filat împreună cu domnul Plahotniuc sau separat domnul Filat, este deja este altă chestiune care trebuie separat de abordat. Că domnul Șor singur la această idee n-a venit. Da, și atunci cât de legitimele le vedeți acele declarații a lui Mihail Goffman oferite în interviu pentru Zeppelin Investigation? Nu, unde să și expune pe marginea aceasta? Goffman îl consideră o persoană irresponsabilă când la un moment dat dare de, ca expert anumite declarații pe urmă, sigur, pe domnul să contrazici. Haideți pe domnul Goffman oferit din o parte din discuție. Bun, fiind la finalul emisiunii, colegii și în caz că îmi comunică avem doar un singur minut, am și tins să și acoperim ușor și subiectul cu referendumul. Într-o minută, dacă se și izbutește să ne comunicați poziția dumneavoastră și unde vă poziționați în raport de referendumul care va fi în două buletine propus spre vot cetățeanului în 24 februarie, ziua alegerilor. Asta este o tehnologie cinică politică utilizată de partidul PD din punct de vedere moral, da, pentru că foarte bine cunosc și știu că acesta este un referendum consultativ, una la mână. Desigur că în baza acestui referendum consultativ, asta e cam mai mult ca un zondaj. Iată, noi paralel că am petrecut alegerile parlamentare, da, am mai făcut un zondaj și am aflat dispoziția și opinia poporului, populației. Suntem pentru un parlament de 61 de deputați, de membri sau de 101, ca exemplu. Asta e unica ce noi putem obține. Și, respectiv, cu așa o propunere, astăzi Partidul Democrat nu mai încearcă să-și majoreze puncte, da, să-și creeze o imagine mai pozitivă în fața cetățenilor de rând. Asta e tot.
Olivadaru, la final fiind ajuns și tragem și noi linie subiectelor propuse a fi discutate în această seară. Vă mulțumim în repetat rând că ați dat curs invitației noastre. Vă mai așteptăm, vă urăm toate bune, multă forță și să se implementeze ceea ce vă propuneți a realiza. Întru toate, numai bine și vă zicem iarăși pe curând. Vă mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi. Vă urăm o seară frumoasă în continuare. A fost emisiunea Candidat. Vă așteptăm mâine la dezbaterele electorale de a fi alături de noi, ora 18:30. Toate bune, pe curând!